Oamenii care ajung în acest centru vor beneficia de condiții moderne. Vor fi înlocuite parchetul, gresia, faianța, mobilierul și grupurile sanitare. Luni, la prima oră, la complex, era forfotă. Lucrările de reabilitare și modernizare au început în această dimineață, iar muncitorii deja au scos o parte din mobilierul aflat în sălile instituției. Beneficiarii complexului, cei mai mulți dintre ei copii, vor fi redirecționați către alte centre similare din Constanța. Lucrările sunt finanțate de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. Protocolul pentru demararea investiției a fost semnat în prezența excelenței sale Fusun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia la București. Tika olarak dünyanın her yerinde bütün kadınların, bütün çocukların fırsat eşitliğine sahip olması için, eşit şartlara sahip olması için elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Köstence tabii Türkiye-Romanya ilişkilerinde çok önemli dostluk köprüleri olan Türk-Tatar toplumunun yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bu nedenle önemli. Complexul găzduiește în prezent mai puțin de 20 de persoane care trăiesc în dificultate. La centru au parte de consiliere și diverse activități. Până la modernizarea instituției, beneficiarii vor merge în alte centre ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.